primit de la punctul de vedere al guvernului, am înțeles că e pe site acolo, deși vreau să vă dau, dacă vreți, hotărârea 45 Parlamentului, în care a fost investit guvernul Ponta 2, în care există un foarte clar privind baza legislativă a celei de-a doua agricultură a României, ce înseamnă 33% din suprafața țării, care înseamnă zona de deal și munte, și inclusiv peste 4 milioane de locuitori care vrând de vrând plătesc taxe, plătesc impozite și nu avem strategii pentru această zonă. Eu înțeleg că s-ar putea, n-am văzut, dacă este un aviz negativ. În schimb, vreau să vă spun ceva, ceea ce numai România poate exista. Să ai atribuții, să ai însărcinări și tu de fapt să nu existi. Și o să vin, când o să am documentul, o să vin și o să spun și în plenul Senatului, nu e nicio problemă, da? Cum putem manifesta și acolo, nu e posibil să guvernezi așa. Adică printr-o lege eu îți dau atribuții, îți dau și personal, da? Am și banii prinși în bugetul Ministerului Agriculturii, dar tu de fapt nu existi. Deci e o anomalie. Pe de altă parte știu că domnul ministru Constantin, Daniel Constantin, are în proiect o asemenea construcție. Are, de gând, în sfârșit, când îi dă drumul, nu știu. În niciun caz ca această agenție să nu fie la Alba Iulia sau și la Vatra Dornei, cum se dorea la un moment dat, ci să fie în București. Unde punctul cel mai înalt, muntele cel mai mare, da, este dealul Spirii și care are vreo 60 de metri față de nivelul mării. Da? Facem strategii privind... Spunem muntele Spirii, nu dealul Spirii. Deci, de asta vreau și eu sunt... O să vorbim de regionalizare, nu astăzi. Dar o să mai vorbim. Și mult o să mai vorbim. Primul lucru trebuie descentralizare și nu legarea de niște impotenți și tâmpiți de la nivel de capitală, de București, de ceea ce habar n-au ce se întâmplă în țara românească și ce se întâmplă în anumite zone din țara românească. Cum e zona montană. Unde strategia, și de asta am spus că e a doua, agricultură. Da? Una o fac în Bărăgan și Câmpia de Vest, în Moldova, dacă vrei, inclusiv pe lunga Mureșului, și o altă agricultură se face la nivel de altitudine de 800-1000 de metri. Din păcate, alții fac și la 3000 de metri agricultură și zootehnie. Noi, deocamdată, facem o agricultură și o zootehnie empirică. Fără a aduce strategii și a stabiliza, de fapt, populația, a învăța și nu a determina, nu l-a obliga, dar a-l face să stea acolo și să trăiască la fel de bine ca și cel din Bărăgan sau, mă rog, din București sau din Alba Iulia.